Mă numesc Catinca Mardarovici, sunt și îmi place să-mi spun așa, o militantă convinsă pentru drepturile femeilor și, în general, drepturile omului. În acest domeniu am început activitatea probabil odată cu perestroica din 1986, de mult. Apoi, în 1993, am fost invitată, chemată de activiste din Liga Democrată Creștină a Femeilor. A fost prima organizație de femei alta decât cea organizația sovietică a femeilor. Împreună am făcut și am reușit să aducem acele schimbări în legislație. Pentru prima dată, în legea cu privire la partide, am inclus termenul respectarea principiului egalității de gen. A fost începutul. Am lucrat 10 ani ca inginer programator la uzină militară. Următorii 10 ani au fost dedicați anii 90 a activității politice, iar anii 2001 și până în prezent, drepturile femeilor și drepturile copiilor. Eu zic că am fost în Parlament, am muncit așa cum mi-am închipuit eu când eram în afară, că ar trebui să muncească un parlamentar pentru cauze. Chiar eram identificată unde apăream, aha, ea majorat vârsta de pensii. Am adus Agapedia, Fundația Agapedia lui Jürgen Klinsmann în Republica Moldova. În 2001-2002 am avut primul proiect, centru de plasament pentru copii noi născuți până la 3 ani. Legislație nu exista, standarde nu exista, exista norme, noi trebuia să deschidem un centru, o formă nouă de protecție a copilului. Noi avem o problemă de înțelegere a egalității de gen. Egalitatea de gen nu înseamnă dreptate femeilor numai. De fapt, egalitatea de gen înseamnă dreptate, drepturi, oportunități și responsabilități egale pentru femei și bărbați. Femeile trebuie să se implice în politică și atunci am contactat un grup de femei cu care ne cunoșteam și am zis că avem nevoie de un club politic al femeilor 50 la 50. Femeile vor naște în continuare copii, doar că vor ca în perioada de îngrijire să împartă aceste obligațiuni între parteneri, astfel ca ambii să-și facă o carieră. Planurile mele de viitor sunt să continui cu proiectele Fundației Agapedia. Voi rămâne, cred că, o militantă și activistă pentru drepturile femeilor. Pentru politică nu zic că nu. Este adevărat că eu am înțeles pentru mine că eu sunt totuși în politică o romantică. Dragi femei, vă îndemn să vă implicați. Putem schimba lucrurile doar implicându-ne. Tu știi că poți!